Brașov Indoor Cup, una dintre cele mai importante competiții internaționale de fotbal rezervată copiilor la 6 categorii de vârstă, a ajuns în acest an la cea de a 5-a ediție, înscrise fiind 180 de echipe din țară și străinătate. Întrecerea este programată pe parcursul a 3 weekenduri consecutive, din care s-au consumat deja 2. Acest ultim sfârșit de săptămână a cuprins și competiția echipelor alcătuite din fotbaliști în vârstă de numai 7 ani, adică cei mai mici dintre competitori, care s-au întrecut la sala de sport a Colegiului Brașovean de Informatică. În cadrul jocurilor de clasament, echipa Mini Stegarilor de la FC Brașov și-a disputat poziția a 7-a împotriva uneia dintre echipele clubului Pro Sport Focșani, pe care a învins-o categoric. Sunt așa bucuros pentru că am câștigat. Fain, dar n-au pasat. N-au ieșit fain. Mi-a plăcut foarte mult pentru că am câștigat și am jucat. A fost fain fiindcă am câștigat. Mie mi-a plăcut pentru că am driblat și am dat gol. A fost foarte fain că am câștigat și am jucat foarte greu. Eu am apărat foarte multe goluri și mi-am făcut și schimb de portar și am jucat bine. A fost fain pentru mine că am câștigat tot și suntem o echipă foarte bună. Fain că am câștigat cu nu știu cât la... Una dintre cele 3 echipe pregătite de antrenorul Ciprian Anghel la clubul brașovean ACS Tâmpa avea să prindă finala mică în disputa pentru medaliile de bronz împotriva bucureștenilor de la școala de fotbal Ilie Oană. Până atunci însă, cele două formații s-au întâlnit și în faza grupelor, într-o partidă la capătul căreia reprezentanta capitalei s-a impus cu 2-0. Eram la bătaie, dar tot am jucat bine. Pentru mine a fost că am jucat bine și am driblat bine. Pentru mine am fost foarte fericit că aproape am dat gol. Mie mi-a plăcut meciul ăsta că am fost portar, că mereu mi-am dorit să fiu portar eu. A fost meciul greu, dar am avut o pasă de gol. Mie mi-a plăcut că am jucat bine și că toți am fost echipă bună. Pentru mine a fost greu, dar sperăm ca să câștigăm. A fost bine, nu-i nimic că ne-a bătut. Eu am jucat bine, era să dau un gol și sunt foarte bun fotbalist. În finala mică așadar, ACS Tâmpa Brașov în tricouri albe avea ocazia unei bine meritate revanșe, care să îi aducă treapta a treia a podiumului de premiere și implicit medaliile de bronz. Se părea că obiectivul va fi îndeplinit din moment ce brașovenii, încurajați frenetic din tribune, au reușit deschiderea scorului. Bucuria a fost de scurtă durată pentru că și încurajările venite din galeria bucureștenilor au avut efectul scontat și scorul a devenit 1-1. Mai mult, oaspeții și-au trecut în cont și următoarea reușită în urma unui șut expediat de la mare distanță, un gol care a stabilit rezultatul final. ACS Tâmpa Brașov, școala de fotbal Ilie Oană București, 1-2. Pentru mine, așa. Mi-a plăcut pentru că am pierdut. Mie mi-a părut rău pentru că am pierdut. Am fost în poartă și a dat un șut pe sus și n-am ținut mâinile sus. Mi-a plăcut că a fost foarte frumos. Mie mi s-a mai apărut meciul și așa. Mie mi-a plăcut meciul ăsta că am fost bun, dar fiindcă atunci când am pierdut, nu e atât de important pentru noi. Brașov Indoor Cup 2014 își va încheia ediția cu numărul 5 la capătul următorului weekend, atunci când sunt puse la bătaie medaliile pentru ultimele două categorii de vârstă, 8 respectiv 10 ani.